Salut, Aleș, bine ai venit la un nou episod din seria Turul Europei 2024. Lucrăm în continuare la conversia la camper, dar din cauza că fac singur totul, merge foarte, foarte greu. Dar azi am găsit un soft pentru că începem să planificăm cât de cât și călătoria. Și am găsit un soft foarte, foarte interesant, un site pe care pot să pun mai mult decât pe Google Maps. Bineînțeles că Google Maps va fi ăla care va fi centralul, ca să zic așa, ăla care va fi cel mai important ca să caut locații, să mi le salvez și așa mai departe. Dar am început să mă uit după anumite locații, să mă uit după anumite lucruri pe care vreau să le vizitez, să încep să mi le pun pe listă și așa mai departe. Deci începem să lucrăm la traseu. Așa. Bun, hai să vă arăt aplicația în primul rând. Aprind și eu luminile pe aici că nu le-am aprins. Așa, ca să avem un pic de lumină caldă în spate. Ăsta e traseul, așa, în mare, prima schiță. Da, deci este o primă schiță. Din păcate, nu pot să dau, pot să fac așa mai mare, mai mic, dar nu pot să fac, cum zice, să dau la o parte, partea asta de jumătate de ecran. Dar oricum este foarte, foarte bine că pot să fac chestia asta. Ce pot să vă zic? În momentul de față am planificat vreo 25 de zile, deși nu e decât o planificare așa în mare, da? Deci nu am pus niște orașe pe hartă, știți, am mai făcut chestia asta mai de mult. Dar încerc să mă duc și după locații, da? Dar nu mă uit după locații în Portugalia, de exemplu. Am luat așa pe margine, ușurel. Momentan mă uit la locațiile mai aproape, da? În Ungaria, de exemplu, am uitat pe astăzi la vreo 3 locații. O să mă uit la niște ape termale. O să deschid și Google Maps, ca să vedeți că mi le salvez pe Google Maps ca și locații de vizitat. Imediat ne ducem și aici și vă duc pe Google Maps să vedem. Dar am planificat așa vreo 25 de zile deocamdată. Bineînțeles că 25 de zile de stat acolo înseamnă și probabil încă 25 de zile de mers pe drum, adică cam 50 de zile, da? Cam ăsta ar fi traseul. Sunt locații care vreau să ajung, locații în care n-ar vrea, adică am pus aici Barcelona pe hartă, da, vedeți Barcelona. Da, nu țin mortis să iau, să ajung în Barcelona, poate trec pe lângă Barcelona și nu știu dacă poate găsesc ceva mai frumos prin jurul Barcelona și neapărat în Barcelona. Și pe aici mai pun niște locații, mă rog, el trage așa din drepte că nu face dintre puncte locațiile, nu face așa harta asta. Dar hai să vă arăt și câteva puncte pe care le-am salvat, da? Așa, ca să știți la ce ne putem aștepta. Ok. În primul rând, vedeți că eu am tot felul de steguleți astea cu vreau să ajung acolo, da, vezi, pe toată harta mea. Și bineînțeles că am început să le salvez pe alea din Ungaria, da? Și în Ungaria am salvat așa, în prima, nu știu dacă mă duc, poate la întoarcere, ajungem aici. Avem niște băi termale în partea asta. Însă mai avem aici un camping, am salvat și niște campinguri pe aici, camping Mirabela, da? E pe marginea unui lac, da, vedeți? Asta e Mirabela Camping, pe marginea unui lac. Dau și în satelit ca să vedeți exact ce și cum. Așa arată, deci aici e camping Mirabela. E un lac foarte, foarte mare. Aici se trece cu bacul, am văzut, da? Deci putem trece cu bacul de aici în partea cealaltă a lacului, da? Dar noi nu o să trecem așa, pentru că mai avem niște locații aici, în zona asta. Deci am salvat câteva campinguri aici. Dar în capătul lacului aici avem iarăși două locații importante. Aici la Hevriz vedeți că avem iarăși niște, un lac termal, da? Vă arăt așa poze. Și pare de stat și de vizitat aici. Și căutăm probabil un camping în zona asta. Mi se pare că chiar am salvat un camping. Da? Deci avem lacul ăsta termal aici. Așa. Și mai avem niște băi termale tot în zona asta. Mai avem niște băi termale interesante. Aici, da? Cred că astea sunt. Da? La Zalac Cartos ăsta. Dar nu știu dacă sunt tare care am salvat eu. Cred că sunt mai multe. Cred că aceea este. Ia să ne mântăm. Ăsta e parc. Le Carta. Nu, ăsta e așa. Termalato. Uite, astea sunt alte lacuri termale. Ia uite și pe aici ce frumos sunt. Salvează. Vreau să merg acolo, da? Deci am început să pun niște puncte pe hartă. Dar vedeți că după un dat sunt niște puncte. Așa, încep să le notez, da? Deci nu mai mergem, sincer să fiu, v-aș lua-o pe Timișoara, Seghedin, știi, să trec pe aici și să mă nu mai duc la Arad, mă duc pe granița pe Vama Veche și mă duc pe aici, până undeva, până drumul naționale, adică nu mă mai duc către autostradă, către Budapesta și o iau așa pe aici, pe undeva, nu știu, ori către Cazmat ăsta și către partea asta așa, ori pe aici, pe jos, așa. N-am încă idee, da, vedem și Google Maps pe unde mă bagă și pe unde duce, dar cumva n-ar vrea să mai mă duc în sus, să dau așa mai direct spre partea asta, ca de aici, din zona asta, să mă duc către Zagreb, da? La Zagreb, vedeți că am ieșit niște puncte cu galbene pentru că am fost acolo, da? Este cam Zagrebul care a fost, wow, și vreau să mai ajung acolo, mai e un motel aici, mai e iară, nu știu ce, salvat niște chestii pe aici, da, de gazare, probabil.
Așa, deci vedeți că de acolo aș lua-o către Zagreb, da? Așa. La fel de bine din Zagreb, mă duce, n-am mai pus pe hartă, către Senj, da? Mă duce către Senj. Avem însă pe aici, pe undeva, ia să vedem. Ce locație e asta? Asta e un camping Corana, cred că am stat și în campingul ăsta, cred că noi la un moment dat. Dar mai am o, mai am un set, o setat undeva, o salvare, o chestie. Nu știu unde e Plinice aici. Deci în afară de Plinice, care nu am fost la Plinice și nu vreau să mă duc încă o dată, mai este o locație pe care vreau să o pun pe hartă, da? Așa. La fel de bine, aici cred că e Veneția, ia să vedem. Este un camping, da, lângă Veneția, vedeți, undeva de apropiere de Veneția. Dar pare un camping foarte interesant, dată l-am pus pe hartă, da? Salvată, vedeți? Ca niște râuri pe aici, niște chestii, niște canale pe care m-aș putea da cu supul, m-aș putea plimba. Nu știu încă, da? Este, uite că așa arată el, vedeți? Ah, da, 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 era pe o insulă. Și era un pod așa și pe o insulă, pod asta, știi, așa. Campingul e chiar pe insulița asta. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant și am zis că m-aș vrea să vin acolo, uite, dacă vreți să poze. Da? Cam așa arată campingul ăsta, ia uite-l. De sus, de undeva, te vedeți? Cu lacul ăsta pe aici, cu mare, cu... e tot o chestie acolo, ia uite. Ia uitați-i miștoaie, da? Cred că ăsta e campingul, nu, pe aici vine drumul, cred că, da? Știu că am văzut-o în strategie și mi-am să fac și locația asta, v-am zis, să fac o listă clară la un moment dat, dar am zis, hai să vă arăt și vouă cam ce... cam pe unde vreau să o iau, da? Așa, deci... aici, v-am zis, în Croația mai sunt niște locații pe care vreau să le vizitez, da? În partea asta. Nu știu dacă să mă duc spre Ljubljana, știi, dar să vizitez și Ljubljana sau nu, dacă nu s-ar putea să o iau pe partea asta pe jos. Mergem poate și în localitatea asta din Croația celebră. Așa, Senj, unde am fost și mi-a plăcut foarte mult, ci e aici, astea sunt campingurile. Și mai zis, mai e, nu știu unde sunt lacurile Plinice și de la Zagreb încolo cred că erau, nu? Pe aici or fi. Mai erau alte lacuri care le-am salvat eu, că trebuie să mă duc la ele. Așa, deci cam asta e bucata de traseu pe care am început să o creionez așa mai exact, da? 32 de zile până plecăm, dar încă nu se știe startul, dacă va fi pe 15, pe 17, pe 18, pe 20. Depinde cât suntem gata cu campingul, cu banii care avem, că nu putem să plecăm fără bani la drum, așa mai departe, adică încă lucrez la asta. Iarăși aici am pus o noapte, pur și simplu ca orientativ, da? Deci ca să-mi dau seama mare. Sunt locuri în care poate mai sta două nopți, sunt locuri în care probabil nu o să stau. O să, cred că ăsta va fi softul principal pe care să îmi pun locațiile, exact traseul, cât mai bine definit, da? Adică să-mi fac lista cu chestii de vizitat cât mai bine în zona asta. Dacă v-am zis, cred că s-o am și vizual eu textele scrise, unde sunt și astea. Așa, am început să-mi fac la turul Europei aici la foldere, da? Unde este diverse locații, da? Și am început să pun Ungaria, vedeți? Ungaria. Mă uităm pe aici ce mai avem, nu știu, la locații baterie litiu, vă dați seama ce... ce am te mai fac așa, Carmin, Zetea, nu ne interesează. Trebuie să fac curat aici, clar, în diverse locații, să le pun pe alea din România. Și după aia să vedem ce... Da, sunt multe din România aici, cu caiace, cu alte nebuni, știi? Trebuie să le pun după aia în, pe țări, da, cumva, să zic, bă, am intrat în țara aia, ce-i de vizitat? Aia, așa, aia, așa, aia, mai tăiem din listă, mai punem pe listă și așa mai departe. O să pun mai multe locații decât pot vizita și atunci o să mă aleg în funcție de traseu, în funcție de astea, ce vizitez. De exemplu, uite, iar n-am mai pus în Italia, n-am mai pus lacul di Garda, cred că ăsta este. Ia să vedem, ăsta este. Da, Del Garda. Gardaland, da? Am putea să punem Gardaland, ar trebui să fie undeva de la Veneția pus, Veneția, Timișoara, Barcelona, Valencia, nu, am dus departe, Genova, Veneția, da? După Veneția putem să punem Gardaland. Gardaland. Nu vrea, mă? Lago di Garda. Lago di Garda. Riva del Garda. O fi Del. Și nu scrie Del Garda, dar vedem cum se scrie Lago. Riva del Garda. E, trebuie să mă duc la Gardaland să vedem exact unde este la Gardalandul. Peschiera, cred că aici este. Hai să punem Peschiera. Peschiera del Garda. Deci în, după Veneția aici, Peschiera. Peschiera del Garda. Punem asta deocamdată, da? Iarăși punem One Night. S-a mai adăugat o noapte, da? Cum ar veni
Așa, deci vedeți că încep să... da, e bine de aici către ăla, e bine, da? După care nu mai iau către Milano, da, cum o luam înainte, înainte totul către Milano, totul în sus, nu mai iau, o iau către mare, știi, cumva. Și poate mă duc mai în jos pe aici, pe zona asta de Porto Venere, poate, cine știe, mai e ceva de ta și pe zona asta, nu știu. Vom vedea. Da, deci cumva am început să creionez traseul, ca să vezi și voi, așa, în mare, cam pe unde vreau să merg. Iarăși, în Spania, nu știu dacă vom avea și în centrul Spaniei de vizitat și atunci poate nu o luăm pe aici și o luăm mai pe în mijloc. Portugalia, iarăși, am pus eu 3 zile aici, aici va fi mult mai mult, da, vă dați seama că am pus eu Lisabona și un oraș pe aici, dar avem de vizitat multe lucruri pe aici, la ocean. Gibraltar, poate ajunge și la Gibraltar. Deci mai sunt de adăugat, mai sunt de mers, da? M-am zis, în funcție de vreme, de, pentru că o să conteze foarte mult și vremea, dacă plouă și așa, noi o să mergem să stăm într-un loc, să nu facem nimic ca ne ploaie și mergem mai departe și sărim niște locații, dar câștigăm timp pentru alte locații când devine frumoasă. Așa mai departe, adică mai sunt foarte multe de pregătit. Lucrez încă la cutia aceea pentru patul, pentru primul pat. Se leagă cât de cât, poate m-am tot filmat zilele astea că așa. A venit și WC-ul, o să-i fac și unboxing la WC-ul să vedeți cum ies și cum arată și ce face și așa mai departe. Deci mai sunt materiale pe care să le prezint zilele următoare. E în lucru, sunt în lucru și videourile cu amenajarea cu primul pat. Cred că o să folosesc alteaua pe care deja o am, pentru că începem să tăiem după buget chestii și așa mai departe. Cred că mâine seara avem un episod cu bugetul, vedem cum mai stăm. Stăm prost oricum, sunt foarte prost, dar vedem, mâine dimineață mă duc la mecanic mașina, la service. Vedem cât mă costă acolo, că acolo e decisiv cât mă îngroapă. Așa. Am nevoie în continuare de ajutorul vostru, așa că aveți linkul de Revolut aici în dreapta. Aveți și butonul de abonare, de subscribe, de la canal. Nu știu dacă am eu aici pe ecran pus, nu am așa ceva. Aveți jos butonul de subscribe, de notificare, clopoțelul acela mic pentru a fi notificat. Și lângă el aveți și al join sau alăturete, prin care puteți deveni membru al canalului și puteți susține cu 10 lei pe lună activitatea acestui canal, care încet încet crește, 2800 de abonați, 2900 în curând. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine în primul rând. Așa, bun, deci cam ăsta a fost episodul de astăzi. Pregătim traseul, pregătim și camperul, pregătim toate alea, pentru că mai sunt, vedeți, 29-32 de zile, cam așa mai sunt până la plecare. V-am zis că nu știu momentul plecării, sunt un pic îngrijorat pentru că cred că în maxim 2 săptămâni trebuie să termin cu amenajarea, da? Adică în 2 săptămâni trebuie să opresc orice bani mai băgăm în amenajare, pentru că nu mai renunțăm la niște chestii, da? Adică deja mă uit pe listă, văd la ce sunt dispus să renunț și așa mai departe, da? Adică sunt multe care sunt, aș vrea să le am eu acolo așa în camper, dar v-am zis, mobilierul, patul și cu astea mă rezolvă parțial, să zic așa. Fotovoltaicile acolo mai e o chestie complicată, dar să vedem cum reușim să rezolvăm și partea aia. Și vezi, nu știu, vom vedea. Bun. Așa. Păi cam ăsta e subiectul de astăzi. Dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii, orice părere, orice sugestii, lasă-le acolo în comentarii, pentru că vin aproape zilnic un update despre ce mai întâmplă în planul ăsta al meu de călătorie. Dar ne apropiem încet, încet, cu pași repezi de plecare.